Sunt Nelinii și voi sunteți la urban.ro. Povestește-ne, te rog, despre noul tău single, al cărui shooting de promovare îl facem astăzi. Este într-adevăr un shooting de promovare al noului meu single, intitulat Daila. Este o piesă foarte frumoasă, o piesă în care eu și întreaga mea echipă credem foarte mult. Sper să fie pe placul ascultătorilor și fanilor mei și să ajung acolo în topuri pe o poziție cât mai înaltă. Dacă nu number one, măcar number two. La cine s-a ocupat de producția piesei? De producția piesei s-a ocupat Adi Cristescu, adică băiatul care a compus și Muleina, și a lucrat, din câte știu, cu cineva din echipa de la Deepside DJs la orchestrația piesei. Când apare videoclipul, că am înțeles că piesa o să beneficieze de un videoclip. Piesa cu siguranță va beneficia de un videoclip. Nu știu sigur în cât timp, dar noi sperăm cât mai repede. O săptămână, două. Deocamdată nu a fost difuzat pe radio. Noi vom lansa single-ul odată cu acest shooting. În momentul în care shooting-ul va fi gata, dăm drumul și la piesă. După Muleina, te-ai lăsat așa într-un ușor con de umbră, s-a întâmplat ceva, ai luat o pauză sau pur și simplu te-ai pregătit pentru ceva mare? Nu, ne-am pregătit pentru ceva mare, dar după Muleina mai exista și piesa a mea, care a fost o piesă destul de difuzată și pe placul multor ascultători, însă nu a beneficiat de un videoclip, pentru că noi la vremea aceea ne mai ocupam și de alte piese și alte producții și cred că ăsta a fost dezavantajul pentru piesa a mea. De-aia ne și hotărâm să lansăm acum la Daila și videoclipul și piesa aproximativ în același timp. Atunci cu ce vii din studio dacă ai stat? Hai, spune-ne ceva nou de studio. Din studio cu Daila venim din studio. Doar Daila, mai avem încă o piesă, dar va ieși sub un alt nume, sub un alt proiect, nu sub Nelinii. Surpriză. Nu, întâi se rupă piesa radiourile și după aia apar și eu din umbră și zic asta e piesa mea. Ce pregătești pentru sărbători? Toată lumea acum se apucă, dansează single-uri, colaborări. Tu ce faci? Eu am acest single, Daila, care sper, Doamne ajută, să ajungă acolo în difuzările maxime, heavy rotation pe radiouri până în sărbători. Și celălalt proiect despre care vă povesteam, care va ieși sub un alt nume. Sper să fie un proiect reușit și acela și de sărbători suntem în București. Avem concerte în București. Anul trecut am fost plecată în Oradea, destul de departe de București, dar acum rămânem în București. Din câte știu de la echipa mea, în București suntem. În timpul liber dorm ziua, noaptea nu dorm și ce mai fac? Și aștept să-mi ascult piesa la radio. Am o problemă, nu mai ascult radio. De când nu am piesa pe radio, nu mai ascult radio. Te-ai supărat, gata, ai închis radio. Nu m-am supărat, acum, de mâine o să dau drumul la radio că-mi lansez eu piesă. Am înțeles și cu ocazia asta, cine știu, ascult în Heavy Rotation. Doamne ajută. Să te plictisești de ea. Da, știi că am avut o perioadă de asta. Eram plictisită de Muleina. Știam că nu se poate să o aud peste tot. Eu trebuia seara să cânt într-un club și o auzeam de vreo 20 de ori pe zi cel puțin în clubul respectiv, pentru că eram cazată la hotelul din spatele clubului respectiv. Și îți dai seama, după 20 de ascultări de Muleina, intram eu la 12 noaptea, bună seara, bine v-am găsit și începem cu Muleina. Mi-aș dori să mai cânt acum și să fie în aceeași bogă ca atunci, dar ea și acum se bucură de un extraordinar de mare succes. Deși ea a avut succesul la maxim prin 2009 vara, a fost number one, da? Cea mai difuzată piesă din anul respectiv și acum se bucură de un succes la fel de mare și îmi doresc ca și Daila să aibă același succes. E vreo proveste în spatele Daila? Da, este. Este un oraș imaginar format de mine și de echipa mea, unde vreau eu să fug ca să mă distrez și să mă simt bine. Ca să ajung acolo am nevoie de o mașină de teren, că trebuie să ajung greu. Am adus aici o mașină de teren să pot fugi și trebuie neapărat să ascultați piesa, să vă dați seama. Și nu mi-aș dori să fiu singură în orășelul ăla, tocmai asta e ideea. Vreau să adun cât mai mulți oameni lângă mine. Poate cine știe, la videoclip se gândește echipa mea să adunăm cât mai mulți oameni care vor să uite de grijile astea zilnice și să fugim puțin în Daila, în orășelul meu Daila, unde tot e super, super tare.